Într-o lume relativă, ce-a făcut și desfăcut, Eminescu-i remușcarea dorului de absolut. Dacă unul și cu unul nu mai vor să facă doi, Eminescu este chipul infinitului din noi. Fără el, oricare lucru și-ar urma cărarea sa. Fără el, chiar steaua noastră dintre stele ar cădea. Pe pământul vechii dacii, când mai mare, când mai mic, dacă n-ar fi Eminescu, viața nu ne-ar fi nimic. El Moldovei îi e fiul și Munteniei nepot, l-a înfiat întreg ardealul, Eminescu-i peste tot. Într-o lume relativă, mai avem un nume sfânt, Eminescu-i România, tăinuită în cuvânt. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, începând cu anul 2010, a fost aleasă ca și zi a culturii naționale ziua de 15 ianuarie.